Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Binecuvântarea Domnului să fie peste voi toți cu ales în hară și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! În altărea Sfințite Sfântările, Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei sale Maici, ale Sfinților, Slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale Sfinților apostoli Petru și Pavel, ocrotitorii acestui sfânt locaș, ale celui între Sfinți, Părintele nostru Vasile cel Mare, Arhiepiscopul Cezarei Capadociei, a cărui sfântă liturghie am săvârșit, ale Sfântului Sfințit Mucenic Ipatie, Episcopul Gangrei, ale Sfântului Ierarh Acachie Mărturisitorul, Episcopul Melitinei, și ale Sfântului Mucenic Veniamin Diaconul, a căror pomenire săvârșim astăzi, ale Sfântului Ierarh Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, a cărui pomenire facem astăzi, ale Sfinților și Drepților Dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucenici părinți, iubiți credincioși și credincioase, în prima duminică a Sfântului și Marului Post, așa cum cunoașteți deja, am prăznuit dreapta credință. Am vorbit despre însemnătatea credinței creștine ortodoxe pentru mântuirea celor care au primit-o cu dragoste și cu toată convingerea și cu toată certitudinea. E bine, astăzi Biserica a rânduit să fie cinstit un mare părinte al Bisericii din veacul al XIV-lea, Sfântul Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului, cel care ne-a vorbit despre lumina taborică sau lumina Preasfintei Treimi, harul Sfântului Duh pe care orice credincios îl primește prin taina Sfântului Botez și de care se împărtășește în continuare printr-o viață curată, printr-o viață petrecută în rugăciune neîntreruptă și mai ales prin acea rugăciune cunoscută în tradiția Bisericii Ortodoxe sub denumirea de rugăciunea minții sau rugăciunea inimii. Și la Sfânta Liturghie ați ascultat un fragment din Evanghelia după Marcu în care Mântuitorul Iisus Hristos, iată, a săvârșit o minune, vindecarea unui slăbănoc, în care este vorba iarăși despre credință. Ni se spune că Mântuitorul Hristos s-a întors la un moment dat în orașul său, Capernaum. Era reședința sa misionară. Desigur,
El s-a născut în Betleem, a locuit în Nazaret, dar după ce și-a început propovăduirea și a stabilit ca oraș de unde pleca și unde se întorcea, Capernaumul, unde un ucenic de-al său i-a pus la dispoziție o casă în care rămânea atât el cât și ucenicii lui, de multe ori, o casă destul de generoasă, unde încăpeau foarte mulți oameni doritori să-i asculte cuvântul de învățătură și mai ales să beneficieze de o minune pe care Mântuitorul Hristos o săvârșea cu orice prilej al întâlnirii sale cu oamenii. De aceea ni se spune că, auzind locuitorii din Capernaum că Iisus s-a întors și că era în casă, îndată au venit cu toții, s-au îmbulzit, au umplut casa, doritori să-i asculte încă o dată cuvântul. Dar ce s-a întâmplat între timp? E bine, în oraș era un om paralitic, un om slăbănog, un om bolnav despre care nu știm când a căpătat această boală și care, desigur, și el auzise despre Mântuitorul Hristos că vindecă toată neputința și suferința din popor, probabil că și el își dorea să intre în casă și să-l roage pe Mântuitorul Hristos să-l facă bine, dar nu avea cine să-l ducă. Totuși, iată că s-au găsit 4 oameni care, luându-l cu targa lui, că era imobilizat într-un pat, pe o targă, au încercat să pătrundă pe ușa din față, în casă, dar n-au reușit. Iată și cum sunteți dumneavoastră aici, adunați unul lângă altul, dacă ar încerca să intre cineva sau mai multe persoane până aici în față, este destul de complicat. Așa încât n-au reușit să o facă, dar nu au cedat. N-au renunțat la dorința lor de a-L duce în fața Mântuitorului ca să-L vindece. Și atunci s-au dus prin spatele casei, unde era o scară exterioare, și l-au urcat pe acoperiș. Trebuie să vă spunem că în Orient, în țările calde, casele nu aveau acoperișul plat, așa cum sunt casele din țările cu climă rece, cum sunt și la noi, ci erau plate și constituiau chiar o terasă, unde familia se retrăgea uneori, mai ales seara, să se răcorească. E bine, și casele erau generoase. Se înțelege că și această casă, care a fost pusă la dispoziția Mântuitorului, era destul de încăpătoare, pentru că în mijloc avea o încăpere destul de mare, acoperită, așa după cum era obiceiul și se cunoaște și la romani, această sală se numea atrium și avea o deschizătură la mijloc, pătrată sau dreptunghiulară, care se închidea atunci când ploua și prin această deschizătură a încăperii din mijlocul casei, cei 4 oameni l-au lăsat pe slăbănor cu niște frânghii exact în fața Mântuitorului Iisus Hristos. Și când Mântuitorul s-a pomenit cu slăbănogul în fața lui, desigur l-a privit pe slăbănog, dar îndată i-a privit și pe cei de sus, care îl lăsaseră. Și relatează Sfântul Evanghelist Marcu că Mântuitorul Hristos, văzând credința lor, a zis slăbănogului, iertate sunt păcatele tale. Vedeți, iubiți credincioși, nu a spus văzând credința lui, ci credința lor. Care lor? Credința celor 4. Poate că și a celuilalt, al slăbănogului. Dar cert este că a vorbit la plural, chiar dacă l-a cuprins și pe slăbănog, și pentru credința lor, că le-a trecut prin minte să nu renunțe, chiar dacă mulțimea era îmbulzită, încât au recurs la un astfel de gest să lase pe slăbănog prin deschizătura din acoperiș, pentru aceasta Mântuitorul Hristos, iată că l-a vindecat pe slăbănog. Dar cum a procedat? Și aici este surpriza sau ambiguitatea că unii cărturari
farisei care erau prezenți de multe ori în toate aceste astfel de împrejurări, nu neapărat ca să beneficieze de un cuvânt de folos, cât mai ales să-L prinde pe Mântuitorul Hristos în cuvânt, să-L ispitească, unii cărturari au și început să cârtească în sinea lor și să se întrebe, revoltați, cine este acesta care iartă păcatele? Pentru că Mântuitorul Hristos nu l-a vindecat dintr-o dată de slăbănocirea Lui, ci mai întâi i-a iertat păcatele. Și atunci Mântuitorul, ca Dumnezeu, care cunoaște inimile și sufletele oamenilor, dându-și seama ce cugetă ei în mintea lor, le-a spus, de ce cugetați cele rele în inimile voastre? Și apoi le pune o întrebare. O întrebare, ce este mai lesne, mai ușor de spus? Iertate sunt păcatele tale sau ia-ți patul tău și umblă? Se fac cele două întrebări, la prima vedere, nu merg împreună, pentru că nu se pot compara. Și fiecare dintre noi, și cărturarii, și farisei de asemenea, n-ar fi putut să răspundă cu foarte multă ușurință. Pentru că dacă ai spune iertate sunt păcatele tale, nu se poate controla. Dacă ar fi spus oricine dintre cei prezenți în afară de Mântuitorul, ia-ți patul tău și umblă, era un fapt verificabil. Slăbănogul se ridica sau nu se ridica în urma unui act de vindecare. Și Mântuitorul spune, dar pentru ca să știți că Fiul omului are putere să vindece pe oameni și să ierte păcatele, e bine, s-a întors către slăbănog și i-a spus, ia-ți patul tău și mergi la casa ta. Și îndată slăbănogul, vindecându-se, și-a strâns targa și-a luat-o pe umeri, a trecut prin mulțime și a plecat la casa lui slăvind pe Dumnezeu. Și toată mulțimea se înțelege că a rămas uimită de această minune a Mântuitorului și toți spuneam că niciodată nu am văzut așa ceva în viața mea. Iată, iubiți credincioși, pe scurt, relatarea Evangheliei pe care ați ascultat-o astăzi la Sfânta Liturghie și care pune în discuție însemnătatea credinței. Pentru că Mântuitorul Hristos, atunci când a vindecat pe mulți oameni, obișnuia să-i întrebe, crezi tu că pot să fac eu aceasta? Și atunci el răspundea, da, Doamne, cred. Doamne, cred, ajută-ne credinței mele. Ajută puținei mele credințe. Și răspunsul Mântuitorului era, atunci fie ție după credința ta. Fie ție după cuvântul tău. După cum ai crezut. Tocmai ca să ne sugereze Mântuitorul Hristos că în împlinirea unei rugăciuni, atunci când ne adresăm lui Dumnezeu să ne vindece de o boală sufletească sau trupească, sau să ne ajute într-o împrejurare dificilă, este nevoie și de cooperarea noastră, de participarea noastră. Nu e suficient doar să venim la Sfânta Biserică și să lăsăm un pomelnic ca doar preotul să se roage în Sfântul Altar. Desigur că este foarte important. Mai ales că la Sfânta Liturghie, într-o parte a Sfântului Altar, se scot miride sau părticele din prescură și vă pomenesc pe fiecare după nume, că acele miride sau părticele se pun în Sfântul Potir, care se unesc apoi cu Sfântul Agneț, prefăcut la momentul potrivit în trupul și sângele Mântuitorului Hristos. Și se realizează acea comuniune și sub această formă a miridelor scoase din prescură, care vă simbolizează, vă reprezintă pe dumneavoastră, credincioși, cei care participați la Sfânta Liturghie. Dar nu e suficient ca doar preotul să săvârșească acest act al rugăciunii, ci e nevoie și de participarea fiecăruia dintre dumneavoastră. Pentru că în biserica noastră ortodoxă se pune foarte mult accent pe sinergie, adică pe împreună lucrare sau cooperare
a omului cu Dumnezeu. Atunci când Mântuitorul se adresa și spunea, crezi că pot să fac eu aceasta? Era foarte important să creadă. Dacă nu ar fi crezut suficient, atunci atitudinea omului, rugăciunea omului nu ar fi atras puterea vindecătoare a Mântuitorului Hristos. Dar toți care s-au apropiat de Mântuitorul, mai ales copleșiți de suferințe, de boli, de necazuri, credeau. Credeau pentru că Mântuitorul totdeauna și-a confirmat învățătura și cu faptul. Și aici venim, iubiți credincioși, la însemnătatea credinței, nu doar declarative, doar mărturisite, cred, așa cum o facem la Sfânta Liturghie și e bine să o facem, să ne mărturisim credința primită cu gura, cu buzele, dar mai ales să o confirmăm cu faptele. Și pentru că am intrat în Sfântul și Marele Post, timp în care postul, care nu trebuie să se rezume doar la abținere de bucate, ci mai ales la abținere de la păcate, postul trebuie să fie însoțit negreșit de rugăciune neîntreruptă, iar rugăciunea, iubiți credincioși, trebuie să se întemeieze pe o credință tare, pe o credință dreaptă, neîndoielnică și o credință lucrătoare, o credință care se exteriorizează, se concretizează în fapte ale iubirii creștine. Iar faptele iubirii sunt faptele bune. Fapta milosteniei trupești și sufletești, motiv pentru care Biserica, prin slujitorii ei, îndeamnă pe toți ca mai ales în această perioadă a Sfântului și Marului Post să săvârșim cât mai mult bine, să fim atenți cu noi înșine, să ne controlăm viața, să fim atenți la ceea ce vorbim și la ceea ce facem, mai ales în raport cu Dumnezeu și cu semenii noștri, și să facem bine atât cât putem mai mult. Fă binele cât poți să-l faci. Fă binele când ai posibilitatea, împrejurarea să-l faci. Iar când vorbim despre fapte bune, iubiți credincioși, nu trebuie să ne gândim întotdeauna că imediat trebuie să pui mâna în buzunar și să miluiești pe cineva cu un bănuț sau să-i dai ceva de mâncare. Sunt foarte importante pentru că sunt concrete și există foarte mulți oameni care au nevoie de această faptă de milostenie. Dar așa cum ați auzit în Evanghelie cu cei patru oameni cărora le-a fost milă de slăbănog, tot astfel și noi putem să săvârșim fapta milosteniei sufletești. Câți oameni nu se află în suferință? Bătrâni abandonați de copii, rămași singuri în casele lor. Poate că nu are cine să le cumpere o pâine sau să le aducă o sticlă cu apă. Oameni care sunt suferinți, nu numai în spitale, ci și în case și uitați de rudenii și chiar de vecini. Și din când în când descoperiți și ați văzut că la televiziune, în mass media, se mai dau astfel de situații care ne îngrozesc și ne punem întrebarea, cum e posibil în mijlocul unui popor creștin, a unui popor care este religios, care cercetează biserica, care își arată credința într-un fel sau altul, cum e posibil să existe totuși oameni părăsiți și uitați, neglijați și abandonați. Și ne gândim, ne-am referit doar la o anumită categorie a bătrânilor, dar câți nu mai sunt copii și familii foarte sărace care au nevoie de sprijinul nostru. De aceea, biserica noastră a hotărât de multe zeci de ani ca în prima duminică din Sfântul și Marele Post, post care trebuie să fie însoțit cu facerea de bine, să se organizeze acea colectă numită Fondul Central Misionar și care este destinată, această colectă, ajutorării oamenilor săraci. Să nu uitați, iubiți credincioși, că atunci când biserica vă îndeamnă să faceți bine, nu-l faceți pentru noi,
Îl faceți pentru sufletele dumneavoastră și pentru cei mai neputincioși, mai săraci și mai lipsiți decât dumneavoastră. Iar cel care are posibilitatea să ajute, să-i mulțumească lui Dumnezeu că are această posibilitate și că are posibilitatea și ocazia să săvârșească un bine. Bine cu care nu trebuie să se laude, ci în ascuns să-l săvârșească, să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Dar să nu ezităm și să nu evităm, de asemenea, când întâlnim pe cineva care are nevoie de ajutorul nostru. Pentru că credința noastră trebuie să fie o credință mărturisitoare și lucrătoare prin iubire. Ea numai atunci își arată eficiența și valoarea când se vede în fapte. Există la mănăstiri, dar și în alte împrejurări și în momentul în care noi vorbim, ne aflăm în biserică oameni care n-au putut să participe la Sfânta Liturghie, pentru că au de împlinit o anumită slujire în societate. Ei bine, se pot ruga neîncetat atunci când îndeplinesc această slujire. Ne gândim la un asistent social, la un medic în spital, în momentul acesta, care poate salvează vieți. N-a putut fi prezent la Sfânta Liturghie, dar s-a putut ruga acolo și prin fapta bună pe care o săvârșește, împlinește și el o liturghie. Se spune că la o mănăstire, un părinte care a venit cu gândul ca să se mântuiască, toți cei care intră în mănăstire cu acest gând se duc acolo, retrăgându-se pentru o viață liniștită și o viață petrecută în priveghere și rugăciune. Și starețul l-a rânduit ca să aibă grijă de bătrâni. Se numeau locurile special amenajate pentru bătrânii mănăstire, bolnițe, sunt primele spitale care au apărut, iată, în interiorul mănăstirilor și de acolo s-au răspândit și în întreaga societate. Și el, având grijă de atât de mulți bătrâni, nu mai avea timp să participe nici la priveghere, nici la utrenie, nici la Sfânta Liturghie. Și la un moment dat, după câteva săptămâni, s-a dus la Părintele Stareț și l-a rugat: Părinte, eu am venit, știam că se fac slujbe frumoase, priveghere, ca să mă rog și eu ca să mă mântuiesc. Dar iată, cu această ascultare, nu pot să fac acest lucru. Te rog, ia-mi aceasta și încredințează-o altcuiva. Și a spus: nu. Te vei întoarce acolo, că slujirea ta la bolnițe, aceea este liturghia ta. Iată, vedeți, iubiți credincioși, că dar atunci când putem să le facem pe amândouă, să participăm și la Sfânta Liturghie în spațiul sacru al bisericii și să facem și binele oriunde ne-am aflat, e bine, e cu atât mai important și cu atât mai eficient pentru viața noastră spirituală. Și în Sfânta Evanghelie ați văzut că Mântuitorul Hristos s-a adresat mai întâi slăbănogului și i-a spus: iertate sunt păcatele tale. După care, mai târziu, i-a spus, l-a vindecat propriu zis și i-a spus: ia-ți patul tău și mergi la casa ta. De ce? Pentru a arăta Mântuitorul că între boală și suferința trupească și păcat există o anumită legătură. Ce este păcatul nu este numai încălcarea cu voie liberă, cu știință a voii lui Dumnezeu, cu știință liberă. Ei bine, este o faptă prin care creăm destabilitate, dezechilibru și se strică armonia în sufletul și în inimile noastre. Orice faptă prin care noi facem excese în orice, care creează acest dezechilibru, această destabilitate, constituie păcat. Tot ceea ce dăunează sufletului și trupului omului, Sfinții Părinți le-au catalogat ca fiind păcat. Și dacă stați și vă gândiți bine, atunci când cineva a ajuns la o anumită suferință, dacă și-a cercetat viața, anii petrecuți anterior și tot ceea ce a făcut, e bine, ar putea să realizeze o legătură între faptele, între modul în care și-a trăit viața și suferința sau boala care a intervenit la un moment dat.
Așadar, pentru ca noi să beneficiem de ajutor de la Dumnezeu, concret, în tămăduirea de o anumită boală trupească, avem nevoie să ne tămăduim mai întâi de boala sufletească. Mântuitorul a îndepărtat cauza ca să aibă efectul vindecării. Acel slăbănog, cu siguranță că a avut probabil un trecut destul de păcătos, motiv pentru care mai întâi Mântuitorul a vindecat, i-a vindecat sufletul de păcate și apoi i-a vindecat și trupul pentru credința lui și a celorlalți patru. Iată cât de însemnată, cât de importantă este rugăciunea atunci, dar și în mănăstirile din țara noastră și rugăciune care nu este rezervată doar monahilor, ci tuturor credincioșilor, cu suflet bun, cu inimă curată. Este una din cele mai scurte rugăciuni, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul sau păcătoasa, dar ca să ajungi să rostești în mod responsabil, conștient și eficient această rugăciune, se înțelege că omul, credinciosul, creștinul, trebuie să parcurgă mai multe etape. Curățirea de patimi, dobândirea virtuților, și apoi poate să ajungă la contemplație printr-o rugăciune neîntreruptă, săvârșită în smerenie și în ascultare. De altfel, Mântuitorul Hristos ne-a îndemnat, rugați-vă neîncetat, totdeauna să ne rugăm. Să ne rugăm pentru că viața noastră, indiferent de împrejurarea în care ne aflăm, trebuie să fie o permanentă rugăciune. Și când de dimineață, de când te trezești, trebuie să rostești rugăciunea de dimineață, apoi când mergi la lucru, când mergi în călătorie și până adormi în cămara ta, trebuie să fie o permanentă rugăciune. Gândul omului trebuie să fie la Dumnezeu. Dacă omul va cugeta la Dumnezeu, atunci Dumnezeu va fi simțit ca prezent în viața ta. El nu lipsește. Chiar atunci când noi l-am uitat, El se află lângă noi. Dar trebuie să facem simțită prezența Lui în viața noastră prin acest dialog, această convorbire a noastră cu Dumnezeu prin rugăciune. De aceea vă îndemnăm, iubiți credincioși, să vă străduiți. Și de acum înainte, că am parcurs deja 2 săptămâni din Sfântul și Marele Post, să vă străduiți să trăiți cât mai frumos creștinește, împlinind, nu doar auzind, poruncile lui Dumnezeu, ci împlinindu-le, așa cum Mântuitorul Hristos ne-a poruncit să o facem și astfel să ne bucurăm și noi de lumina Preasfintei Trăimi, de lumina taborică, de lumina care izvorăște din ființa dumnezeiască și care ni se împărtășește atunci când noi, într-o smerenie și cu rugăciune neîncetată, ne coordonăm viața noastră. Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dăruiască pace, sănătate, tihnă sufletească, înțelepciune și multă iubire să aveți unii față de alții, concretizată, cum spuneam, în fapte. În faptele milostenie trupești și sufletești. Și reamintesc ceea ce am spus duminica trecută la Catedrala Arhiepiscopală din Buzău, că această colectă pentru Fondul Central Misionar continuă și astăzi și duminica viitoare, pentru că există foarte multă suferință, există foarte multe probleme și Biserica, așa cum știți, și-a organizat un sistem de asistență socială, a reușit prin generozitatea și dragostea bunilor creștini să întemeieze multe așezăminte. E bine, aceste așezăminte sau activități sociale pentru ajutorarea oamenilor săraci sau abandonați, trebuie susținute. Și să nu vă fie teamă, acesta este îndemnul pe care vi-l adresez, să nu vă fie teamă de lipsuri, să nu vă fie teamă să fiți oameni buni, să fiți oameni generoși. Faceți-o atunci când aveți inimă bună, fiți încredințați că Dumnezeu vă va răsplăti însutit mai mult decât v-ați aștepta. Și repet cuvântul pe care l-a rostit cineva important de biserică, nimeni nu este atât de sărac încât să nu poată săvârși o faptă bună.
Dacă totuși nu ai în mod concret să oferi ceva, măcar o vizită la spital, la un bătrân abandonat undeva sau uitat de rude în casa lui, sau, mă rog, în alte împrejurări dificile din viața noastră. Dumnezeu să vă ajute, să vă întărească, să aveți post ușor, binecuvântat și cu multe bucurii. Înalt preasfințite părinte arhiepiscop, preacuvioși și preacucernici părinți slujitori, preacucernice părinte protoiereu, iubiți credincioși și credincioase, atmosfera cu totul sărbătorească pe care parohia noastră o trăiește în această frumoasă zi, ne duce cu gândul la preamilostivul Dumnezeu, căruia aducem rugăciune de mulțumire pentru această mare bucurie prilejuită de prezența în mijlocul nostru a întâi strădătorului Eparhiei Buzăului și Vrancei, a înalt preasfințitului părinte arhiepiscop Ciprian. Bucuria pe care personal o trăiesc astăzi, împreună cu credincioșii pe care de 4 ani îi păstoresc, mă duce cu gândul la o întâmplare din Sfânta Scriptură a Vechiului Testament, când unul dintre conducătorii poporului evreu spre Țara Făgăduinței, pe nume Iosua, având o biruință împotriva 5 regi cananieni, a rostit următoarele cuvinte: n-a fost o zi ca aceasta nici înainte, nici după ea. De aceea nu putem decât să vă mulțumim, înalt preasfinte părinte stăpâne, că ați binevoit să vă luați această osteneală, să poposiți la parohia noastră, unde de aproape 30 de ani nu s-a oficiat o slujbă arhierească. Ne bucurăm în același timp că ați ales ca a doua sfântă liturghie arhierească pe care ați oficiat-o în Vrancea să se oficieze la parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Focșani. Și poate nu întâmplător, acest lucru se petrece în această duminică a doua din Postul Mare, când îl serbăm pe Sfântul Grigorie Palama, arhiepiscopul Tesalonicului, unde cu siguranță în alt preasfinția voastră v-ați putut de bucura atunci în anii când ați desăvârșit studiile teologice la Universitatea din Tesalonic. De aceea, încă o dată, ne exprimăm bucuria de a fi prezent în mijlocul nostru și vă mulțumim de acest mare dar de a fi alături de noi în această frumoasă zi. La această parohie am venit acum 4 ani, în 2009, o biserică, monument istoric, o biserică despre care se spune în istoricul ei că are aspect de catedrală, o biserică care este rodul trudei poporenilor, așa cum spune istoricul bisericii din Mahalalele Arion și Ocoleni, din anul 1850, definitivată și sfințită în anul 1862 de către preasfințitul episcop Nectarie al Romanului. De-a lungul vremurilor, biserica a suferit multe. În primul rând, marele cutremur
din martie 1912, a adus mari stricăciuni bisericii, bolțile căzând, cele trei bolți căzând. Biserica a fost închisă între anii 1912-1914, când s-a renovat, după care marele cutremur din noiembrie 1940 a adus mari stricăciuni, astfel încât cele două turle s-au retezat și au fost demolate de către primăria Focșanului de atunci pentru a fi refăcute, lucru întâmplat pe timpul vrednicului de pomenire Părintele Gheorghe Dumbravă. De asemenea, nici războiul din 1944 n-a cruțat această biserică. Iată că în anul 2009, când am venit la această parohie, n-am făcut altceva decât să-mi continui activitatea preoțească, în special axată în cele trei direcții, și anume pe plan pastoral-misionar, căutând să apropii credincioșii de Sfânta Biserică, căutând să fiu alături de ei la bucuriile și necazurile lor, căutând să slujesc cu timp și fără timp, aici în biserică și ori de câte ori am fost chemat la casele credincioșilor. Pe plan gospodăresc, s-a văzut și se vede că este mult de lucru la această biserică. Am început cu anumite lucrări pe care le-am dus la bun sfârșit, însă cea mai amplă lucrare este lucrarea de împodobire cu pictură a Sfântului Locaș, pe care, iată, am reușit să o realizăm în proporție de 20-25%. Doar Sfântul Altar este terminat la ora actuală. După sărbătoarea Sfintei Învieri, vom continua lucrările de pictură, naos și pronaos, și, bineînțeles, cu ajutorul Bunului Dumnezeu, am întocmit documentația pentru și am obținut autorizația pentru refacerea acoperișului, refacerea turnelor și aducerea lor la forma inițială de dinainte de cutremurul din 1940, refacerea fațadei și construcția unei capele mortuare. Toate aceste lucrări nădăjduim că Bunul Dumnezeu ne va ajuta să le ducem la bun sfârșit, cu toate că, așa cum ați spus și în altrea Sfinția voastră, ne aflăm în vremuri grele, dar eu, în activitatea mea, m-am bazat pe un principiu. Lucrurile mari se fac în vremuri grele. Și dacă începi un lucru și îți pui nădejdea doar în oameni, nu vei putea realiza mare lucru. Dacă îl vei avea alături de tine și pe Dumnezeu, cu siguranță vei putea duce la bun sfârșit ceea ce ți-ai propus. De aceea mărturisesc în această zi, înaintea înaltrea Sfinției voastre, la fel cum Solomon împăratul, când a avut acea victorie de la Mițpa și ca drept mulțumire lui Dumnezeu pentru toate binefacerile care au fost asupra lui, a ridicat o piatră de hutar, care i-a pus numele de piatră de ajutor și a spus cuvintele: până aici ne-a ajutat Dumnezeu. De aceea și eu mărturisesc că până aici ne-a ajutat Dumnezeu și nădăjduim că și de acum încolo Dumnezeu va fi alături de noi. Nu pot să mărturisesc un alt adevăr, în același timp cuprins de emoții adâncă, că
prezența înaltrea Sfinției voastre la cârma Eparhiei Buzăului și Vrancei, prezența înaltea Sfinției voastre în mijlocul nostru astăzi ne dă curaj și ne rânduim că așa cum astăzi v-ați rugat împreună cu noi și de acum încolo vă veți ruga pentru ca noi să putem duce la bun sfârșit tot ceea ce ne-am propus la această parohie. Vă mulțumim din suflet, vă mulțumim dumneavoastră, iubiți credincioși, care ați fost prezenți astăzi la Sfânta Slujbă și îl rugăm pe Bunul Dumnezeu să vă dăruiască sănătate, zile îndelungate, cu spor, în primul rând în cele duhovnicești, să ne trăiți într-un mulți și fericiți ani. Îmbrățișându-L pe Părintele, vă îmbrățișez pe toți în Hristos Domnul și îmi exprim bucuria că am poposit din nou în orașul dumneavoastră, Focșani, pe plaiurile Vrâncene. Dar asta nu înseamnă că o să vin numai în Focșani, ci voi merge și în alte localități, atâta timp cât Dumnezeu ne va da sănătate și vom avea suficiente prilejuri duminii și sărbători, dar nu numai. Îmi propun poate altă dată să fiu prezent și la o vecernie de sâmbătă seară sau la un praznic împărătesc, la o biserică, astfel încât a doua zi se pot merge la o altă biserică. Așa cum am spus-o și acum două săptămâni, probabil că unii dintre dumneavoastră ați fost prezenți la cea de întâi Sfântă Liturghie în zona Vrancei, îmi doresc să fiu cât mai prezent în viața dumneavoastră și a preoților care vă păstoresc și împreună, iată, să realizăm această stare de comuniune și să ne ajutăm unii pe alții. Și încă o dată vă îndemn să nu vă temeți. Îndrăzniți, a spus Mântuitorul, eu am biruit lumea. Dacă avem credință singura care dă sens vieții omului, toate obstacolele se depășesc. Oricât s-ar vorbi în vremurile noastre de criză, de necazuri, și vedeți, urmăriți în ce se petrece în alte țări, știri care oarecum ne deconcertează, ne descurajează, dumneavoastră să nu vă pierdeți niciodată nădejdea, pentru că, așa cum cântăm la slujbele specifice postului mare, cu noi este Dumnezeu. Deci nu trebuie să ne temem, ci atât să ne facem datoria de buni creștini. Dacă îți faci datoria de bun creștin, participând la Sfintele Slujbe și îndeoseb la Sfânta Liturghie, pregătindu-te duhovnicește pentru a te întâlni cu Hristos prin rugăciune, atunci toate acestea pierd, toate necazurile se risipesc. Și într-adevăr, cum spunea Părintele, lucrările mărețe în istoria omenirii s-au făcut în vremuri de criză, în vremuri de necazuri, de lipsuri. Criză înseamnă judecată în limba greacă. Am explicat și altă dată și poate că trebuie să o interpretăm și duhovnicește. Această criză economică, financiară, știm foarte bine că ea este dublată, din păcate, de o criză morală, spirituală. Și atunci e un prilej criza aceasta. Poate că este o șansă de la Dumnezeu să ne revenim întru sine. Să privim în lăuntru sufletului nostru. Fiecare în parte și toți la oaltă. Și unde avem posibilitatea să ne examinăm cât mai corect pe noi înșine, cu conștiința luminată decât în biserică, sau iată, cercetându-ne acasă, înainte să ne îndreptăm la preot, spre scaunul de spovedanie. Deci dacă vom folosi cu bine această șansă autoevaluării noastre și a evaluării în general a situației din țara noastră, vom trece cu bine și acest impas, care nu știm cât va dura, dar indiferent cât va dura, Dumnezeu ne va ajuta să le trecem cu bine. Dar în același timp, iată, cu oameni harnici, darnici, generoși, se pot săvârși lucrări măreți.
Pentru că suntem mulți. Și chiar dacă obolul este mic, poate și nu foarte însemnat ca valoare, ca valoare materială, el are o mare valoare spirituală. Și Dumnezeu îl ajută totdeauna și îl răsplătește însutit pe dătătorul de bună voie. Tot ceea ce oferi bisericii, îți oferi ție însuți și aproapelui tău, iar biserica, desigur, și asumă o mare responsabilitate de a investi obolul tău al credinciosului într-o lucrare frumoasă. Sigur că până acum n-am intrat în această biserică, Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, într-adevăr o biserică monument istoric. Observ că s-au făcut lucrări importante de consolidare și încet, încet, iată, de readucere la frumusețea cea din tâi. În Sfântul Altar s-a executat deja pictura, dar îi spuneam părintelui paroh că nu trebuie să ne grăbim, ci asemenea latinului, festina lente. Grăbește-te încet, pentru că lucrurile frumoase și durabile se fac pe îndelete. Nici tergiversând, așa cum s-a tergiversat aici cu Catedrala Mare, dar nici să ne grăbim și să dăm lucrurile peste cap. Până acum, Părintele a afirmat că aceasta ar fi Catedrala orașului. Nu știu dacă este cea mai mare biserică funcțională, dar am văzut de aproape Catedrala care s-a proiectat în urmă cu 12 ani. Și aici va trebui, și aceea am făcut un apel și la autoritățile locale și cei care îndeplinesc anumite responsabilități la București, ca deputați, senatori, să contribuie să facă tot posibilul și să ofere sprijin, că sprijin care vine tot din partea dumneavoastră, a credincioșilor ortodoxi, mulți din țara noastră. Atunci când se oferă un sprijin de la guvern pentru biserică, e din partea dumneavoastră, a celor care contribuiți. Nu este milă, nu este pomană, ci este un sprijin pentru a construi sau a restaura monumente istorice care au intrat în patrimoniul cultural național. Biserica este bogată, iubiți credincioși, din acest punct de vedere, că deține astfel de monumente inestimabile, care nu se pot cuantifica. Dar biserica nu ar dispune de bogății pe care ar putea să le valorifice sub formă de bani. Mai auziți diletanți pe la televiziune care își permit să critique, mai ales în condițiile în care ați văzut și Catedrala Mântuirii Neamului încet, încet a ieșit din pământ, iată, de la minus 20 de metri, și în curând ascultam la Trinitas venind încoace că se apropie de cota zero, care înseamnă plus 4 metri de la sol. Acolo sunt multe jertfe ale oamenilor care au înțeles că este bine să contribuie la ridicarea unui astfel de edificiu religios. Suntem un popor creștin, iată, de 2000 de ani și un popor care a trecut prin multe suferințe, prin multe războaie, și din toate ne-a salvat Dumnezeu. De aceea Patriarhul Miron Cristea s-a gândit, preluând un deziderat mai vechi, să o numească Catedrala Mântuirii Neamului. Dar încet, încet, siga, siga, cum zice grecul, încet, încet, lucrurile acestea se vor împlini și mare va fi bucuria și satisfacția dumneavoastră când toate eforturile se vor încununa cu o biserică frumoasă, care va fi sfințită și în același timp de dumneavoastră, cei mulți, ca un tot unitar, o veți oferi Mântuitorului Hristos, așa cum familiile de voievozi sau boieri când construiau o biserică, ați văzut în bisericile din Moldova, îndeosebi că sunt zugrăviți pe peretele dinspre nord, cu o biserică în mâini. Așa este biserica pe care îi oferă lui Dumnezeu ca ofrandă. Asta este ofranda dumneavoastră pentru Dumnezeu și pentru sufletele dumneavoastră care constituiți biserica Lui, trupul Lui Hristos. Așadar, aveți curaj, nu vă temeți, fiți alături de părinții dumneavoastră duhovnicești și căutați să nu vă lăsați influențați
sau ademeniți de cei care nu iubesc biserica. Să gândiți creștinește și dacă veți rămâne în corabia Bisericii lui Hristos, fiți siguri de mântuire, fiți siguri de izbăvirea sufletelor dumneavoastră. Amin! Dumnezeu să vă binecuvânteze, să trăiți! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi!